Neuropatia diabetică este cea mai frecventă complicație microvasculară a diabetului. Potrivit estimărilor, pe parcursul evoluției diabetului zaharat, până la 50% dintre pacienți vor dezvolta neuropatie simptomatică. Polineuropatia diabetică este una dintre cele mai frecvente, dacă nu cea mai frecventă complicație a diabetului zaharat. Există două mari forme de neuropatie periferică, cea manifestată prin dureri sau alte senzații anormale la nivelul picioarelor și care sunt supărătoare, în special în cursul nopții și pot să afecteze calitatea vieții persoanelor cu diabet, și cealaltă formă, cea în care apare o pierdere a sensibilității protective, o formă care este asociată cu un risc mare de apariție a ulceraților la nivelul picioarelor persoanelor cu diabet. Testul Michigan este un instrument util pentru detectarea precoce a neuropatiei periferice simetrice distale. Chestionarul conține două aprecieri separate, una făcută de medic și alta de pacient. Aplicarea testului Michigan de către persoanele cu diabet și prezentarea rezultatelor medicului curant ar fi o oportunitate din două puncte de vedere. S-a reduce timpul necesar evaluării posibile prezențe a neuropatiei și, mai important, de fapt, atât persoana cu diabet cât și medicul diabetolog curant ar fi mult mai sensibilizați asupra necesității de a progresa cu explorările ce vor contribui în final la confirmarea diagnosticului de neuropatie și, evident, la aplicarea unor tratamente corespunzătoare, printre care optimizarea controlului glicemic este una dintre cele mai importante măsuri.